Stimate primar, iată, conduce și coordonatorul între cele mai importante administrații a unui oraș vasluian. Criza este criză, este generalizată și își înfinge colți în toate bugetele. Vă rog să ne spuneți dacă și la Murgeni este așa sau nu. Firește că și la Murgeni e aceeași problemă, în ideea că dacă până în 2008 în fiecare an se făcea câte două, trei rectificări de buget în plus față de bugetele pe care le aveam aprobate, iată că în 2009 și în 2010 orice rectificare de buget care s-a făcut pe minus, așa. De exemplu, anul acesta, două rectificări pe minus, mie mi-au luat din bugetul local 4 cu 5, deci 4 din bugetul primăriei și 5 de la învățământ, deci 9 miliarde de lei. Vă dați seama, cu banii ăștia eu mai puteam să mai mișc ceva, să mai fac ceva prin localitățile orașului Murgeni. De exemplu, acum la ultima rectificare de buget, mi-a luat 2 miliarde de lei bani care erau prinși pentru întreținerea drumurilor din satele componente orașului. Am rămas ca urmare așa, acum dacă mergem într-un sat, trebuie să lăsăm mașina la intrare, că nu se mai poate circula pe străzile, pe ulițele satelor noastre. Și deci este foarte greu. O altă problemă pe care nu că mă vait așa, dar asta este realitatea. De exemplu, salariile care s-au dat în luna pe 8 noiembrie, am plătit doar salariile fără a face și viramentele la stat. Suntem atenționați de Direcția de Finanțe Publice că dacă în termen de 5 zile nu plătim viramentele, vom fi penalizați. Deci sunt bani pe care noi suntem în imposibilitate de a plăti și a ține pasul cu tot ce înseamnă cheltuieli materiale, cheltuieli de personal și deci îngreuează și bunul mers al activității din primărie. Probleme sunt multiple. Vreau să vă mai spun că în 2009, în 2010, am 9 obiective rămase de prin 2008 care sunt în derulare, obiective care sunt aproape realizate 50-60%, așa, lucrări pe care, la care eu nu am mai primit finanțare, așa, aceste obiective au rămas în paragină, au crescut vegetației de junglă, puteți spune așa. Deci sunt bani care au fost îngropați de lipsă de finanțare. Altă problemă foarte spinoasă este, la Murgeni am 80 de persoane angajate pentru ca însoțitori la persoanele cu handicap. Din luna aprilie, aceste persoane nu au mai primit salariile. Până acum s-au făcut din bugetul centralizat al statului. Din luna aprilie n-am mai primit aceste fonduri. Am făcut o propunere la Direcția de Finanțe, fiindcă la ajutorul social, o parte din beneficiarii ajutorului social plecau, au mai plecat peste graniță, așa. Dosarele acestor persoane au fost date jos. Deci eu am acumulat un plus de bani. Am cerut aprobarea de la Ministerul de Finanțe, prin Direcția de Finanțe Vaslui, să le aprobe să pot plăti din capitolul ajutor social, să plătesc la aceste persoane care sunt tot protecție socială. Așa, nu am primit niciun răspuns nici până astăzi, ba din contra, am făcut o revenire direct la Ministerul de Finanțe, la fel, sunt 3 săptămâni de când am primit confirmarea de primire, că am primit prin recipisă și am primit, până la această oră, nu am primit nicio concluzie că putem sau nu putem să efectuăm aceste plăți. Și oamenii rămâne plătiți. Vă dați seama cam cât de greu, în ce situație penibilă se pune primarul, fiindcă toată lumea vine la primărie. Toată lumea întreabă de ce nu li se dă bani. Ba, mai mult de atâta. Sunt persoane care încep să se manifeste și în alt mod, că facem altceva, că folosim banii lor, salariile lor și nu li dăm salarii pentru cuvenite. Deci, sau mai mult decât atâta. O parte din ei pentru a irita cât mai mult și a face presiune pe conducerea primăriei, și-au adus o parte din bolnavi la intrare, în cărucioare și așa mai departe și lăsau câte o zi întreagă. Vă dați seama cam în ce situație te pune așa, că se răpi inima când vezi un om bătut de soartă, că stă și așteaptă pe holul primăriei, că poate totuși noi ne vom apleca, vom face ceva imposibil că să le dăm acest bani. Nu. Dacă noi știam
că banii aceste salariu, acest personal, această categorie de personal, se vor plăti din bugetele primăriei, atunci la începutul anului, atunci când am făcut împărțirea pe capitolii a bugetului, așa, prindeam și o sumă pentru a reveni la aceste S-a categorii. S-a schimbat regula în timpul jocului. Exact, așa. Așa cum se întâmplă... După luna aprilie veneau... Deci multe dintre persoane au reclamat la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și toți îi îndrumau către primărie. Și spune ei așa, că legea spune așa că banii se dau din bugetul centralizat al statului, dar se mai poate da și din bugetele consiliilor de țene, din bugetele municipiilor, orașelor și comunelor, așa, dacă există fonduri. Și cum noi, și nimeni nu a prins aceste fonduri, deci nimeni nu a preconizat că statul nu va mai plăti deloc, am ajuns și în această situație. Spune-mi cum arată, este o situație grea, poate mai grea decât ne-am fi așteptat și generalizată aproape în toată țara. Dumneavoastră sunteți un primar apreciat pentru prestațiile domniei voastre atât în administrația orașului, cât și în politica județului și nu numai. Aveți experiență în administrație cunoscută și recunoscută. De la acest nivel vostru vreau să ne spuneți ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facă pentru ridicarea acestui flagel, să-i spunem, care e criză, dar și altfel de criză. Nu știu, atâta cât mai văd și în emisiunile realizate pe televiziuni. Vreau să vă spun că, nu știu, trebuiește făcut totuși o schimbare. Nu știu, înțeleg și eu criza. Și toată lumea a început să se acomodeze cu neajunsurile. Dar nu în condițiile exagerate, așa cum se desfășoară această criză. Nu știu, gândesc, am văzut, s-a schimbat conducerea Ministerului Finanțe, s-a schimbat conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Trebuiește făcut ceva încât să se orienteze și spre masele de oameni, așa, unde sunt foarte multe probleme. Caracterul social. Exact, caracterul social acolo, unde sunt, și vreau să, nu știu, gândesc și eu că totuși, parcă sunt și prea multe probleme de astea sociale. Eu vă zic, de la ajutorul social, ajutorul de șomaj, persoane cu handicap, eu știu, sunt o sumedenie de categorii de personal care primesc bani numai din protecție socială. Așa. Și aceste persoane au fost neglijate la o perioadă de timp. Așa. Și acum ne zbatem, nu știu cum să ieșim din această criză. Ca în orice gospodărie, când nu le rezolvi problema la timp, ele se amplifică. Fără discuție. Așa este. Domnul Marhan, haideți să mărturisim împreună. De fapt, o fac că nu suntem la prima noastră întâlnire, nici la primul nostru interviu. Și este o relație bună între instituțiile noastre. Noi am oglindit de-a lungul timpului în toate cele trei medii ale noastre realități pozitive și mai puțin pozitive ale orașului Murgeni. De la acest nivel sau această relație bună îmi dă mie posibilitatea și tăria să vă întreb dacă vă ajung banii până la finalul anului. Nu știu. Aș vrea să vă răspund pozitiv. Dar nu pot. Am o mică reținere și zic eu că, nu știu, eu sper, deci în fiecare zi stau la contabilitate și tot întreb, nu vreau ca personalul primăriei la sfârșitul anului, mai ales că vin și sărbătorile de iarnă, să rămân fără salarii. Totuși, am această mică îndoială în care zic să am totuși o abținere. Ideea că să văd totuși cum am să realizez ca să plătesc salariile angajaților primării. Așa. Vreau să vă mai spun, chiar în aceste condiții de criză, la Murgeni am avut niște bani strânși de prin 2004, câte o bucățică, într-un fond de rume. Într-un fond de rume. Am înțeles că acum fondurile de rume s-au desființat. Și ideea de a nu pierde acești bani, am avut făcut un proiect pentru modernizare trotuare din orașul Murgeni, probabil că ați văzut și dumneavoastră. Așa, și încă se mai lucrează. Aproape că centrul este terminat, mai sunt doar câteva segmente, dar pe o suprafață mică. Și zic eu că arată frumos în Murgeni, măcar atâta să zic că în aceste condiții de criză, dacă celelalte obiective nu pot să intervin, măcar atâta să fac pentru orașul Murgeni. Să aibă și el cât de cât un mic aer de oraș.
Domnul Marș, totuși, o ultimă întrebare prietenească, caldă și grea în același timp, aveți lăptunea să nu vă spuneți. Ori nu era mai bine dacă era comună, ca și administrație? N-aș crede eu. Credeți, m-am văzut și proiectele astea care se vehiculează că orașele mai mici, de 10.000, sub 10.000 de locuitori, se devină comune, sau comunele sub 5.000 de locuitori se devină sate. Murgeni a fost întotdeauna, să știți, un târg de provincie. La Murgeni întotdeauna a fost o tradiția, piață. Tradiția. Satele și comunile învecinate au venit la Murgeni, s-au, și-au vândut produsele, tot aici s-au procurat unelte, aici și-au adus copiii la școală. La Murgeni există un spital, există o judecătorie, parchet. Și un târg de aștepte. Și, de asta țin ca Murgeniu să-și păstreze mai departe aerul de oraș, dar atât cât se poate. Tocmai ce ar trebui să mai știe telespectatorii noștri și citorii ziua lui Meridianu despre comună și despre domnul. Deci am spus prea multe din neajunsurile așa. Aș vrea să fac la anul o întâlnire cu fiii satului pe Murgeni. Am făcut la Lățești, am făcut la Cârja. Pe Murgeni nu am făcut. Doar atât s-au făcut zilele culturii orașului în 5 și 6 august și unde și dumneavoastră ați participat. Și izvoare limpe peste tot la Murgeni, așa. Dar nu am făcut o întâlnire cu fiii satului. Aș vrea, poate sunt și fii ai satului care ocupă poziții în administrațiile centrale. Așa. Despre asta voiam să sunt. Și aș dori, da. Sau persoane care au plecat peste hotare și n-au mai ținut legătură cu ei noștri. Aș vrea să am întâlnire și cu aceste persoane. Poate o indicație, sau poate totuși un ajutor material, sau un proiect realizat prin intermediul lor, să dau orașului totuși ceva semnificativ, v-am spus, să arate cât mai decât a oraș. Mă doare inima. Am început o piață agroalimentară. Deci un oraș trebuie să-i se păstreze cât de cât latura asta a orașului. Am început piața agroalimentară, am abandonat-o de lipsă de fonduri. Vin oamenii care vin la piață stau pe străduță, deci în locuri nu autorizate, improprii, așa. Vine garda de mediu, vine protecția consumatorului, suntem fugăriți de colo-colo, amendați, deci nu așa. Gândesc că totuși pe lângă cineva putem să intervenim, să continuăm această piață și să o terminăm. Ar fi un lucru minunat și ar zice... Aș renunța la tot ce înseamnă politică și m-aș retrage, fiindcă și eu stau în Murgeni, nu fac naveta în altă parte, să mă duc și eu la piață, să merg pe trotuar civilizat, să fie cât de cât și să mă mândresc că astea sunt făcute lucruri făcute în timpul cât am fost primar. Urmar, echipa mobilă TV.ro, Valea de Spadru, Cerul Genul Mierdeanu, vă mulțumesc și vă doresc succes pe toate căile dumneavoastră de activitate, de viață, de muncă și de speranță. Vă mulțumesc și eu.